Edilul Comunei Boteni, Vasile Leau, invită cetățenii să depună cereri la primărie pentru branșarea la sistemul de canalizare. Va fi angajată o firmă specializată care va pune la punct în localitate canalizarea, dar va remedia și problemele legate de furnizarea apei. Sperăm ca în 2 săptămâni, 3 săptămâni să punem în funcțiune și sistemul de canalizare. Și vreau să anunț locuitorii că cei care vor să se branșeze la canalizare trebuie să vină la primărie să depună cereri. Sunt o mic proiecte și să sperăm că de la 1 octombrie îi putem branșa, că trebuie să aducem o firmă specializată, să nu mai avem probleme ce am avut cu apa. După depunerea cererilor vor fi întocmite proiecte, astfel încât la jumătatea lunii septembrie să fie demarate primele lucrări.